Și avem imaginile care arată adevărata amploarea efectelor cutremurelor din Turcia, în zona în care cele două plăci tectonice se întâlnesc. Calea ferată a fost mutată aproape 10 metri. Filmarea cu șinele de cale ferată contorsionate în urma deplasării plăcilor tectonice a fost postată pe internet. De altfel, un cunoscut seismolog grec a dezvăluit că unda seismică a făcut ca Turcia să înainteze cu 3 metri, fapt ce a dus la creșterea nivelului mării și la inundarea mai multor orașe de coastă.